În data de 29 aprilie, unitatea militară de la Teiș a îmbrăcat straie de sărbătoare și a găzduit o serie de activități desfășurate cu ocazia celebrării Zilei Veteranilor de Război. Acestea au fost organizate de către Asociația Județeană a Veteranilor de Război în colaborare cu Garnizoana Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște. Sărbătorim veteranii de război, omagiem pe toți aceia care au slujit demnitatea și măreția poporului nostru, care au știut că viața omului are valoare numai atunci când se fundamentează pe valori și pe capacitatea de sacrificiu pentru binele aproapelui nostru. Printr-un ceremonial ostășesc și religios simplu, dar emoționant, s-a dat glas sentimentului de recunoștință și s-a prezentat onorul acestor bravi ostași care au trăit ororile războiului, luptând pentru patrie și care, pe zi ce trece, rămân tot mai puțini. A fost aleasă această zi, întrucât la 29 aprilie 1902, Regele Carol I a instituit calitatea de veteran de război pentru toți cei care au luptat în războiul din 1877-1878 pentru cucerirea independenței de stat a României. A hotărât acest lucru printr-un decret special, din care citez: pentru ca fiecare ostaș să-i se asigure, pentru ca fiecărui ostaș să-i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru tot restul vieții și să-i se pună la dispoziție cele necesare în acest scop ca stimulent pentru generațiile următoare. Este un act simbolic de mare importanță, cel puțin morală, pentru că s-a dorit ca prin calitatea de veteran de război să-i se asigure liniștea pentru tot restul vieții și să fie stimulent pentru generațiile următoare. Pentru noi, dumneavoastră, veteranii de război, sunteți și veți rămâne acolo acele icoane ale curajului și devotamentului față de țară, motiv pentru care vă veți bucura mereu de respectul și admirația noastră. Dragostea față de țară, drăzenia, disciplina, simțul datoriei și al onoarei militare, puterea și curajul lor i-au asigurat României drumul spre o construcție democratică europeană. Este foarte important ca generația tânără să crească însuflețită de valori patriotice înalte și de exemplu generațiilor care și-au dedicat viața cu devotament, cu responsabilitate, cu demnitate și cu onestitate în slujba țării. Astăzi sărbătorim acest eveniment mare pentru puține care au rămas. Dar nu uită poporul român cât s-au sacrificat pentru demnitatea noastră a tuturor, pentru apărarea granițelor țării noastre, pentru construirea socialismului. Evenimentul de comemorare a veteranilor de război a continuat cu conferința de distincții și diplome, depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor și s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare a garnizoanei Târgoviște.